O, oh, că n-ai nimerit bine, ai nimerit mai încoace. Da. 1, 2, 3 și... Ai grijă! Acest video a fost filmat într-adevăr la mijlocul lui aprilie și, din păcate, timpul a fost atât de scurt încât nu am apucat să ne ocupăm de editarea lui și toată munca ce necesită pentru a posta fiecare video pe care îl facem. Da, este o muncă colosală în spatele fiecărui video. Și veți vedea de data aceasta că am avut într-adevăr foarte mult de lucru, chiar dacă noi cu gândul de a ne relaxa ne-am dus în gospodăria din Cătun. Am avut mult ajutor din partea unor vecini din zonă care ne-au ajutat la arat și la pus cartofii în pământ. Apoi o porțiune din terenul pe care l-am arat am ales să punem fasole, ceapă, usturoi, roșii, castraveți, conopidă, ardei, vinete, pe care le-am pus puțin mai târziu, dar am avut mult de lucru și în același timp ne-am și distrat. Vizionare plăcută! Victor, dragul tati, ce lucri acolo? No, Victor, plantezi afine? Da. Mi-a cumpărat soacră mea de ziua mea 5 butași de afine. Ieri a fost ziua ta. Și acum Victor, pentru că îi plac mult afinele. Și el tot de ziua ta ți-i plantează. Victor, tu ai mai plantat puiezi din ăștia? Nu. Ce să face după ce îi plantezi așa? Nu știu. Păi hai să spun eu, ca să nu te încurci. Îi plantezi și după aia aduce tati o găleată de apă și îi dăm pe toți, da? Câte fire ai de toate? Aici? Da. Nu acolo. Câte ghivece ai? Cinci ghivece. Și plantezi tu toți? Oh, stai că trebuie să fac gaura. Ia de acolo încolo pășanț, încolo Andreeaș cu mama s-a și-o pus deja fasolea. Să vedem pe Victor cum pice în gaură. Vreți să faci în linie, da? Și să fie distanța egală. Aici e bine? Nu, nu. Linia continuă de aici încolo. Să fie cam egală distanța între ei. Cum faci? Bravo, Victor! Extraordinar! Bravo, Victor! Bravo! Și vezi să fie în linie cu ăștia alalți? Nu fii mai în afară. O, dă-i așa cum ai dat la celălalt. Hai, Victor! Hai, Victor! O, că n-ai nimerit bine, ai nimerit mai încoace. Ia apărea la televizor cum plantezi tu afine. Or povesti pe sate despre tine. Campion pe sate. O zice, tăte nanele, or zice, ai mă, fecioro, ce la mă? Ce harnicofo, Victor, văzutul ai? Văzut, văzut. Da, cine l-o învăța oare? Tată-s-o. Și bunica sa, și măsă sa. Măsă sa. Și tată soso. Să știi că acum îmi place tare mult de tine, Victor. Eu și mami o urechile mai depărtate. Că acum te implici să plantezi tu. Tot. Roată vrei. Și ce? Anul ăsta tu ți-ai făcut aci, anul ăsta numai ăștia cinces. Dar după aia merem până în capăt cu ei. Hai, mă, nu te arăta cum scos tu din ghiveci, am că deja s-au prins oamenii. Și tu ești mare spectacol. Trebuie să le arăți la oameni ca tată, tot tăche-tăche. Cum să mulge capra, cum să ține dibolița de lanț, cum să... Pe aproape! E bine, că vreau să fiu un rând cu casa. Ah!
asta cu dialog, apoi el. Ce să fac cu bolovanul noi? Ce să fac cu bolovanul noi? Nu se acolo. Hai și du-te mai țăpă încolo, că păi... Și-o de acolo, ce-o-i face cu bolovanul? Da, vă știu, pe un icon. Cântare? Da, are cor. El o fraz de tine. Crengile sau cine duce crengile? Lasă crengi? Că eu le duc. Tică nucul dacă mai tragi multe rădăcini afară. Dar nu mai trage. Dar rădăcini de nuc? Da. Uite tu, mamă, ta, vrea să facă încă un răzul aici, dacă nu, îl tragem înapoi. Să se ascupe aici gaura. Deci o să fie numai bine, să vezi tu ce fain ies astea pe săptămâna viitoare. No, gata, dragă. Cât de mare e șanțul, mami? Mare, mare. Uite-te cum e ala la altul, Victor. Ți-a trebuit un pui de somn, amu. Hai că mai ai de semănat, ia cât ai aici. Ia mult greu. N-am ocult. Sofia, bag seama că tu vrei să mânci și toafine. Draga mea, cred că s-o merita să le dai de mâncare 10 ani până amuia. Începe să se vadă orice pe ei. 10 și 8. 18 ani. 1, 2, 3 și sari! Scurt. Sari! Stai că eu pic așa, că și n-are nicio putere. Gata! 1, 2, 3, când zic și sari. 1, 2, 3 și... Nor 10, mai da, bine, îți place. Mi-a venit ideea. Mai bine îmbrățișați voi copacul ăla și vă tătărâți pe el în sus, hai, așa. Am o idee. Ia cum să suie nuc. Da. Da, zi-mi. Dar nu cred că ai putea. Nu, arată-ne. Dacă mă belesc ca și pe picioare și îmi și-o tăta și-o crăcăna ca tine. Numai limba să nu ți-o belești. Mereți la o pace. Ia tu. Ia, Sofia. Două. Ai grijă! Uite așa. Trebuie să mai slăbesc eu alea câteva chile și apoi mă urc. Mult ai adus roba, vai! Ciu-ciu! Stai că nu merge. Mă, hai să te văd pe tine. Se dor de mine, Angie. Ai crezut că am dispărut și nu mai poți trăi fără mine, Maramureș. Mai de haz, da. No, așa ce fac să înțeleg. Aha. 3 sau 4? 3, da. Ta-da! Face amuia are, dar păi eu trebuie să trag. E ca și ei, cum zice Dani. E ca și ei. Hai. Lasă-mă. Și tot. Aproape. Și tot te tragi. Dar mă dor prea tare mâinile deocamdată, că te-am avut treaba să te trag pe tine în sus. Hai! Că poți! Eu te trag. Că nu trage! Nu trage! Dragilor, suntem morți de oboseală. Deși am venit la relaxare. Și noi o considerăm asta o relaxare, dar e obosită, am obosit. Așa că vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să ne scrieți în comentarii voi ce ați pus în grădină, pentru că noi ne-am entuziasmat tare, tare și de tăi am pus deja.
A, păi nu știu dacă ar fi bine sau ar fi rău. Cu toate astea, noi vă salutăm, vă urăm spor la treabă, că am nevoie, că e primăvară și am niharnici, am nevoie de spor. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Data viitoare! Vrei să urci? Trebuie să faci sacrificiu. S-o dezvolta. Am bătă lungă, deci te... Nu, dar ia ce frumos i-am. Te rog, Victor! Da.